Slăviți să fie Domnul, căci Dumnezeu este cu noi. Vă invit, dragilor, să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în această seară la Vechiul Testament, Cartea Judecători, capitolul 6, cei care aveți Biblia la voi, vă invit să parcurgeți împreună cu mine textul care începe cu versetul 11 și se termină cu versetul 35. Voi citi mai multe versete în această seară. Textul este unul frumos, interesant și aș avea rugămintea, să fiți îngăduitori cu mine să-l parcurgem, pentru că ne va fi de folos. Iată ce spune Biblia. Apoi a venit Îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâu în ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis, rog te Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase, eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Gedeon i-a zis, dacă am căpătat trece înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești. Nu te depărta de aici până mă voi întoarce la tine, să-ți aduc darul și să-l pun înaintea ta. Și Domnul a zis, voi rămâne până te vei întoarce. Gedeon a intrat în casă, a pregătit un ied și a făcut azim dintr-o efă de făină. A pus carnea într-un coș și zeama a turnat-o într-o oală, le-a adus sub stejar și le-a pus înainte. Îngerul Domnului i-a zis, ia carnea și azimile, Punele le pe stânca aceasta și varsă ziama și l-a făcut așa. Îngerul Domnului a întins vârful toiagului pe care l-avea în mână și a atins carnea și azimile. Atunci s-a ridicat din stâncă un foc care a mistuit carnea și azimile și îngerul Domnului s-a făcut nevăzut înaintea lui. Gedeon, văzând că fusese îngerul Domnului, a zis, vai de mine, stăpâne Doamne, am văzut pe Îngerul Domnului față în față. Și Domnul i-a zis, fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri. Gedeon a zidit acolo un altar Domnului și a pus numele Domnul Păcii. Altarul acesta este și astăzi la Ofra, care este al familiei lui Abiezer. În aceeași noapte, Domnul a zis lui Gedeon, ia vițelul tatălui tău și un alt taur de șapte ani, dărâm altarul lui Bal, care este al tatălui tău și taie parul închinat a startee, care este deasupra. Să zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău. Să iei taurul al doilea, să-l aduci ca o ardere de tot, cu lemnul din stâlpul idolului pe care îl vei tăia. Gedeon a luat zece oameni dintre slujitorii lui și a făcut ce spusese Domnul, dar fiindcă se temea de casa tatălui său și de oamenii din cetate, a făcut lucrul acesta noaptea, nu ziua. Când s-au sculat oamenii din cetate dis de dimineață, iată că altarul lui Bal era dărâmat, parul închinat idolului deasupra lui era tăiat și al doilea taur era adus ca ardere de tot pe altarul care fusese zidit. Ei și-au zis unul la altuia, cine a făcut lucrul acesta? Și-au întrebat ce și au făcut cercetările, s-a spus Gedeon, fiul lui Ioas a făcut lucrul acesta. Atunci oamenii din cetate au zis lui Ioas, scoate pe fiul tău ca să moară, căci a dărâmat altarul lui Bal și a tăiat parul sfânt care era deasupra lui. Ioasa a răspuns tuturor celor ce s-au înfățișat înaintea lui. Oare datoria voastră este să apărați pe Bal? Voi trebuie să-i veniți în ajutor. Oricine va lua apărarea lui Bal să moară până dimineață. Dacă Bal este un Dumnezeu, să-și apere el pricina, fiindcă i-au dărâmat altarul. În ziua aceea au pus lui Gedeon numele Ierubal, adică Apere-se Bal. Căci au zis ei Apere-se Bal împotriva lui dacă i-a dărâmat altarul. Tot Madianul, Amalek și fiii răsăritului s-au strâns împreună, au trecut Iordanul și au tăbărât în Varea Israel. Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului, a sunat din trâmbiță și Abiezer a fost chemat ca să meargă după el. A trimis sol în tot Manase, care de asemenea a fost chemat să meargă după el. A trimis sol în Asher, în Zabulon și în Neftali, care s-au suit să le iasă înainte. Amin. Un text foarte interesant, pentru cei care sunteți familiarizați cu Vechiul Testament și cu istoria lui, îl veți regăsi pe unul dintre cei mai mari judecători ai vremurilor biblice, de fapt, în ordinea cronologică a importanței al cincilea judecător, dintre cei aleși de Dumnezeu, un om pe care Dumnezeu l-a ales cu un mandat special. Dumnezeu a avut de lucrat în viața lui Gedeon și Dumnezeu are de lucrat și în viața noastră. Aș vrea să vă vorbesc despre cum ne modelează Dumnezeu, cum ne prelucrează Dumnezeu. Fiecare dintre noi suntem în atelierul de reparat oameni, care este Biserica lui Hristos pe Mământ, aici unde Dumnezeu ne modelează și ne transformă în ceea ce trebuie să fim. Spunea un prieten de-al meu, descriind foarte plastic, ce face Dumnezeu în viața noastră, cu aceste cuvinte și uh, îmi permit să le citez, uh, spunea el ceva foarte interesant. Viața de credință nu este un dans de balerine, ci este un șantier în lucru. Nu știu unde a ajuns Domnul cu șantierul în viața ta. Care au fost lucrurile pe care deja le-a făcut? Poate ești aici și Domnul a ajuns la finisaje în viața ta. Și acum îți dă conturul acela, frumusețea. Poate viața ta este un mare șantier plin de dărâmături încă, unde se fac găuri, se construiește. Indiferent unde te afla, vă invit împreună cu mine să explorăm puțin din viața acestui mare om al lui Dumnezeu. De fapt, Biblia, Cartea Judecătorilor îi conferă peste 100 de versete doar lui Gedeon. Interesant este că dacă veți citi istoria lui, veți vedea că Dumnezeu l-a luat dintr-un om care era temător și l-a transformat într-un om biruitor. Din păcate, anii finali ai vieții lui Gedeon n-au fost așa de buni, pentru că s-a lăsat, pe, lăsat pe tânjale, a lăsat-o moale, s-a compromis. Dar momentul pe care vreau să-l urmărim în această seară este momentul în care Dumnezeu îl modelează pe acest om. Uh, și am regăsit atâtea asemănări cu viața noastră și modul în care lucrează Dumnezeu în viața noastră. Și aș vrea să urmăriți împreună cu mine câteva lucruri pe care vreau să le identific și să vorbim puțin despre ele, și sunt sigur că în multe dintre acestea ne vom regăsi. Chiar dacă Gedeon este un personaj care a trăit cu mult timp înaintea vremurilor noastre, viața lui, modul în care Dumnezeu a lucrat în viața lui, pot să fie pentru noi lecții valoroase. Și aș vrea să le luăm ca atare în contextul pasajului, în realitatea vieții noastre de astăzi. Versetul 11, dar înainte de a ajunge la versetul 11, trebuie să, ar fi trebuit să citesc tot capitolul 6, dar o veți face voi acasă. Spune Biblia că deci copiii lui Israel au făcut ce era rău înaintea lui Dumnezeu și datorită Neascultării, Dumnezeu spune capitolul 6, versetul 1, i-a dat în mâinile madianiților. Madianiții erau uh, vecinilor, dacă vreți, peste graniță, locuia poporului madian, un popor pe care Dumnezeu l-a folosit ca să apese și să uh, facă poporului Dumnezeu uh, să simtă suferința a ceea ce înseamnă îndepărtarea de Dumnezeu. Și dacă veți citi de la începutul capitolului 6, veți vedea că evrei, poporului lui Dumnezeu, Israelul, șapte ani a fost apăsat de mâna madianiților. Orice semănau era distrus de madianiți. Orice încercau să adune era furat de madianiți. De fapt, spune Biblia că copiii lui Israel au ajuns foarte nenorociți, versetul 6. Se ascundeau, spune Biblia, în diferite locuri, în stânci, în munți, nu puteau să-și trăiască viața. La un moment dat au strigat la Dumnezeu și Dumnezeu l-a ales pe Gedeon. Însă, dacă credeți că totul a fost simplu cu Gedeon, dacă credeți că Dumnezeu doar a descoperit omul și i-a spus ce are de făcut și totul a mers grozav după aceea, probabil că ne înșelăm. Dumnezeu l-a identificat pe Gedeon și versetul 11, primul din citirea din seara asta spune: A venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Și ascultați, aici intră în scenă Gedeon, fiul lui, zice, bătea grâu în tasc ca să-l ascundă de Madian. Greutatea vieții sub dominația madianiților era departe de a se fi terminat. Dar în Israel era un bărbat pe nume Gedeon, care a continuat să slujească pe Dumnezeu și să facă ceea ce putea. Foarte interesant, și este primul lucru la care vă rog să reflectați împreună cu mine, și anume, Dumnezeu cheamă omul consacrat, chiar dacă nu se simte calificat. Observați ce se întâmplă aici. Îngerul Domnului vine la Gedeon care în ciuda a tot ceea ce trăia ca și uh, israelit, ca și evreu, a continuat să facă tot ce putea. Știți că de multe ori când Dumnezeu ne abordează și ne cheamă, pentru că chemarea lui Gedeon uh, Seamănă foarte mult cu momentul în care Dumnezeu ne cheamă pe noi și ne cheamă în acest proces de modelare și de transformare, în care intrăm din clipa în care începem să-l cunoaștem pe Dumnezeu și să avem o relație personală cu el. Din acel moment începem modelarea noastră. E foarte interesant că Dumnezeu caută omul care este consacrat, chiar dacă el nu se simte calificat. De ce era Gedeon consacrat? în ciuda greutăților, el continua să mai facă ceva. Restul din popor se ascundeau, se temeau. Dar Gedeon a continuat să facă ceva. Și Dumnezeu a văzut în Gedeon un om care nu renunță, în ciuda tuturor adversităților, continuă să mai facă ceva. Știți că de multe ori când pe noi Dumnezeu ne abordează, noi îi spunem lui Dumnezeu cine nu suntem. Înainte ca să lăsăm pe Dumnezeu să ne spună cine suntem. Nu observați? Gedeon, când e abordat de Dumnezeu, îi spune lui Dumnezeu, Doamne, eu nu sunt, în esență îi spune, nu sunt cel pe care îl cauți, nu sunt eu cel mai bun, înainte ca Dumnezeu să-i spună cine este. Oare de câte ori i spus lui Dumnezeu ce nu poți să faci, înainte ca să-L asculți pe Dumnezeu, vis-a-vis -vis de ce ar trebui să faci pentru El? Dumnezeu e foarte frumos și interesant că ia un om ca și Gedeon, care era consacrat, deși nu se simțea deloc calificat pentru asta, îl slujea pe Dumnezeu. În situația asta apare îngerul Domnului și îi spune aceste cuvinte. Domnul este cu tine, viteazule. De deci ce era Gedeon viteaz? Am putea să spunem chiar că era un om temător. Teascul de vin era o groapă în pământ în care era o construcție din, din lemn în care se storceau strugurii ca să se facă vinul. Pe atâta era de curajos Gedeon încât bătea grâul sub pământ ca să nu-l vadă madianiții. Și totuși Dumnezeu vine la el și vede dăruirea și consacrarea lui și îl cheamă la o lucrare extraordinară. Știți că nimic din viața noastră spirituală nu se poate întâmpla până când nu reușim să avem o conversație cu Dumnezeu. Și ce urmează de la versetul 11 până la versetul 24, prima parte a citirii mele din această seară, este o conversație între Gedeon și Dumnezeu. Gedeon, deși era consacrat al lui, lui Dumnezeu în slujirea lui, deși dorea să facă ceva pentru Dumnezeu, trăia o grămadă de stări și dacă avem curajul și onestitatea, să înțelegem că acest om a vorbit cu Dumnezeu deschis. Vom învăța câteva lucruri. Și mă opresc la aceste gânduri aici ca să... Vă spun despre ce înseamnă să vorbim deschis cu Dumnezeu. Când Dumnezeu te cheamă pentru că te vede consacrat și tu îți dai seama că nu ești calificat pentru chemarea lui Dumnezeu, ce faci? Poate facem ceea ce a făcut Gedeon. A început să invoce tot felul de scuze și scuzele lui au fost totuși spuse și verbalizate. Oare de câte ori avem curajul, dragii mei, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să fim onești în rugăciunile noastre? Observați că între versetul 11 și 24 este o conversație între Gedeon și Dumnezeu. Dar este vorba de o conversație sinceră, onestă. Dragi frați creștini, surori creștine, tineri dragi, vă întreb, avem curajul să vorbim onest cu Dumnezeu, în rugăciunile noastre. Avem curajul să-i spunem lui Dumnezeu ceea ce simțim noi. Uneori chiar rugăciunile noastre, sau chiar în rugăciunile noastre încercăm să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu, poate într-o lumină un pic mai bună decât știm noi că suntem. Știți ce îmi place de Gedeon? Deși Dumnezeu l-a văzut, că este dăruit muncii lui atât cât putea să facă, consacrat. Deși Gedeon îi spune lui Dumnezeu cu subiect și predicat, nu sunt eu omul care să facă ceea ce vrei tu. Totuși are o conversație onestă cu Dumnezeu. Și în această conversație onestă. El prezintă realitatea cu care se confruntă. Și de multe ori realitățile despre care vorbește aici Gedeon sunt realitățile propriei noastre vieți. Poți să intru puțin în amănunte. Și ce îi spune de fapt în conversația lui cu Dumnezeu Gedeon? Îi spune că trăiește cu un acut sentiment de teamă în inimă. Așa zice versetul 11 a venit Îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra și îl găsește pe Gedeon, partea finală, bătea grâul în teasc ca să-l ascundă de Madian. Ai curajul ca atunci când vorbești cu Dumnezeu în rugăciunea ta onestă să-i spui că te confrunți cu un acut sentiment de teamă? Pentru că ceea ce simte Gedeon aici este o radiografie a ceea ce simțim noi foarte des. Câți dintre noi suntem timorați? Teama, groaza, neliniștea, frământările și întrebările fără răspuns ne umplu sufletul în fiecare zi. Chiar lucrurile normale pentru uh, uh, Gedeon, ca și bătutul grâului, era ceva greu de făcut și care îi producea teamă pentru că în orice moment puteau să apară madianiții. Oare câți dintre noi avem inimile cuprinse de temeri de tot felul în fiecare zi? Ne sculăm dimineața cu temerile noastre în minte și ne culcăm obosiți seara la finele zilei, tot cu ele în minte. Nopțile ne devin coșmaruri. Ne trezim dimineața mai obosiți decât ne-am culcat seara. Pentru că viața noastră, gândurile noastre, ființa noastră este cuprinsă de teamă. Teama face ca viața noastră să o trăim mereu pe buza prăpăstiei. Ne teamă să facem următorul pas, pentru că în mintea noastră este o singură întrebare. Când mă voi prăbuși în abis? Ai curaj să stai înaintea lui Dumnezeu în această seară și să-i spui ceea ce simți ca și Gedeon? Doamne, mi-e teamă, este frică. Madianiții ne apasă. Nu știu care sunt lucrurile care te apasă pe tine, care îți produc temeri, care sunt lucrurile care îmi produc mie temeri. Dar aș vrea să vă invit să avem curajul și onestitatea. Chiar dacă Dumnezeu ne-a chemat, și vrea să ne transforme viața, ca asta face parte din modul în care ne transformă viața. Onestitatea în rugăciune, să spunem ca și Gedeon, simt un sentiment acut de teamă. Nu doar teama îl făcea pe Gedeon să simtă ceea ce simțea. Pe lângă teamă, Gedeon trăia cu un acut sentiment al abandonului și al singurătății. O înțeleg tot de aici din text. Spune versetul 12. Îngerul Domnului s-a arătat ce a zis. Domnul este cu tine, viteazule. Ar fi trebuit să-L încurajeze mesajul ăsta, nu? Totuși, onest, din inimă, sincer, cu subiect și predicat, Gedeon îi spune lui Dumnezeu. Rogu-te, Domnul meu, versetul 13. Dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt minunile acelea? pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun nu ne-a scos oare Domnul din Egipt, acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Asta a fost, ăsta a fost modul în care Gedeon i-a spus, Doamne, mă simt singur, simt că ne-ai abandonat ca popor. Da, dacă citim contextul, știm de ce i-a abandonat Dumnezeu. Dar, dragii mei, oare de câte ori simțim ca și Gedeon, Doamne, m-ai abandonat? Ai uitat de mine? Nu vezi că sufăr? Nu vezi că sunt într-o groapă și nu mai pot ieși singur? Și vii la biserică și zâmbești și încerci să-ți pui fața de biserică și să zâmbești, să nu te vadă, frații, că ești trist, că ești lovit, că ești căzut, că ești în groapă. Ai curajul să fii onest cu Dumnezeu și să spui, Doamne, sunt cuprins de frică, de temeri. Sau ca și Gedeon, în al doilea rând, Doamne, sunt cuprins de sentimentul că nu mai ești în control în viața mea. Mă simt singur și abandonat. Spune Gedeon, Doamne, dar explică cum? Am citit despre minunile tale, cum i-ai scos din Egipt cu mână puternică. Dar acum unde ești, Doamne? Asta e întrebarea lui. Nu ți-ai pus niciodată, răspundeți onest întrebarea asta, Doamne. Mai abandonat, am rămas singur? Oare rugăciunile mele mai ajung undeva? Oare truda mea e văzută de cineva? Oare efortul meu îl vede cineva? Doamne, mai ești acolo sau am rămas singur? Te simți abandonat ca și Gedeon. Ai curajul să-i spui rugăciune. Doamne, vreau să simt din nou prezența ta în viața mea, în inima mea, în casa mea, în sufletul meu. Doamne, mă simt singur. spune lui Dumnezeu ce simți. Îmi place de Gedeon. L-a chemat Dumnezeu. Poate mulți dintre noi, dacă Dumnezeu ar veni în mod profetic și ne-ar spune că suntem vitej, ne-am umfla. Și am zice, oh, ce fain, în sfârșit, mai recunoaște și cineva că sunt tare. Dar știți ce zice Gedeon? Nu. Zice, Doamne, Tu zici că sunt viteaz, dar inima mea e plină de teamă. Simt că ne-ai abandonat. Mă uit la ce se întâmplă în jurul nostru. Simt că ne-ai abandonat. Trăia cu un acut sentiment de teamă, trăia cu un acut sentiment de singurătate, trăia cu un acut sentiment de neputință și slăbiciune personală. Ascultați versetul 15. După ce Domnul îi spune în versetul 14, du-te cu puterea pe care o ai ca să izbăvești pe Israel. Oare nu te trimit eu? Știți ce zice Gedeon, versetul 15? Rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase, iar eu sunt cel mai mic. Știți ce zice Gedeon, Doamne? Cresc cu sentimentul că nu sunt bun de nimic. Și tu îmi zici că voi bate pe Madian ca pe un singur om. Tu nu vezi că eu nu sunt bun de nimic. N-am un pedigri grozav. Tai că mi-e cel mai sărac dintre toți. Și pe lângă asta eu sunt și mezinul familiei. Oricum nu mă bagă pe mine nimeni în seamă. Astea au fost lucruri oneste cu care a venit înaintea lui Dumnezeu. Știți că e foarte bine să fim realiști înaintea lui Dumnezeu. Nu trebuie Neapărat să te gândești că nu ești bun de nimic. Asta e o scuză un pic extremă. Știți, unii se cred buni la toate, iar alții se consideră bun de nimic. Haideți să punem un oarecare echilibru, o balanță în viața noastră, dar balanța asta să fie realistă. Știți că sunt oameni al lui Dumnezeu care au zis, chemarea ta, Doamne, e prea mare pentru mine. Chemarea te -a așa de mare și eu sunt așa de mic, Moise. Țineți minte ce s-a întâmplat cu Moise. Prințul Egiptului, după 40 de ani de stat la palat, a mai petrecut 40 de ani la coada oilor. 40 de ani Moise a vorbit mai mult cu oile decât cu oamenii. Era în pustia Madianului, același loc unde se derula se derulează evenimentele din judecători. Cu sute de ani în urmă era Moise. Păzind turmele, socrului sau Ietro. Și după 40 de ani, să avea 80 de ani, într-o zi pleacă mai departe cu turmele decât o făcea de obicei și Dumnezeu îl cheamă, tot așa ca pe Gedeon, îl găsește. Nu îl găsește într-un teasc de vin temător, ci îl găsește departe, într-o pustietate cu oi, că și Moise fugea de ceva. Gedeon fugea de temerile lui, de sentimentul de neputință. Moise fugea de un faraon mânios pentru că a făcut ce nu trebuia în Egipt cu 40 de ani în urmă. Și Dumnezeu îi se prezintă și începe să-i vorbească. După ce crezi că Dumnezeu l-a convins pe Moise, citiți-i, fascinantă relatarea. Nu am timp să intru acum în detalii. După ce crezi că Dumnezeu l-a convins pe Moise, știți ce zice Moise, partea finală a discursului. Doamne, acum am înțeles, dar poți trimite pe altcineva? Zice Moise, sunt neadecvat, nu pot să vorbesc. Îi zice Dumnezeu, nu-i nimic, ți-l dau pe Aron, el poate. Zici o bifă. Nu mai am scuze, Moise, ba da, mai am. Dar ce o să mă duc să-i spun lui Faraon? Că o să se uite la mine și unde îmi stau picioarele, îmi va sta și capul. Că o să-și aduc aminte ce am făcut acum 40 de ani. Întindeți, aruncă stoiagul, Moise, bagă-ți mâna în sân, Bun, deci merge și cu minunile, dar dacă vin vrăjitorii din Egipt și fac mai multe decât fac eu. Și până la urmă ai zice, gata, Dumnezeu l-a convins. Știți că Dumnezeu ne convinge de multe ori. Uneori trebuie să ne și constrângă. Și când ai zice, gata moi, să te duci, Doamne, n-ai pe altcineva totuși, că mă simt neadecvat. Pavel zice, când am venit la voi, le scrie corintenilor, eram plin de teamă și cu tremur. Dragii mei, haideți să înțelegem acest prim lucru. Dumnezeu ne cheamă, chemarea lui Dumnezeu este pentru că vede că inima noastră este unde trebuie, chiar dacă nu suntem adecvați. Că așa ne prelucrează Dumnezeu. Știți că de multe ori am vrea să-l slujim pe Dumnezeu, dar nu știm de unde să începem. Iar cei care au intrat în slujire nu știu ce să facă ca să se maturizeze. Dumnezeu ne cheamă, ăsta este primul pas, l-a făcut cu Gedeon. Dumnezeu cheamă omul care este consacrat, chiar dacă nu se vede calificat. Calificarea vine pe urmă. Al doilea lucru la care vreau să mă opresc în această seară, mergeți împreună cu mine, e o conversație atât de frumoasă, de la versetul 17, voi citi spicuiri până la versetul 24, după ce am zice, gata, Dumnezeu a reușit să transmită mesajul lui Gedeon, că el va fi eliberatorul poporului. Că Dumnezeul va împuternici. Ascultați, Gedeon zice: Dacă am căpătat trecere înaintea ta, aparent ai zice că Gedeon a înțeles. Doamne, ai venit, m-ai găsit, vei fi cu mine. Dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești. Și spune lui Dumnezeu: Nu te depărta de aici până mă voi întoarce la tine, să-mi aduc darul și zice, Gedeon a intrat în casă, a pregătit un ied, a făcut azim, a pus carnea într-un coș și așa mai departe. Al doilea lucru pe care Dumnezeu îl face după ce ne cheamă, chiar dacă nu ne simțim noi calificați, Dumnezeu mai face ceva. Dumnezeu ne învață că prezența Lui aduce viață și pace în noi. Dacă avem un Gedeon care era frământat de temeri, de neliniști, de îndoiel, de sentimentul de neputință, Dumnezeul mai învață ceva. Că înainte ca să poți să slujești, trebuie să înțelegi că Dumnezeu, deși te-o chemat, trebuie să te învețe. Și trebuie să te învețe că prezența lui Dumnezeu, de care ai atâta nevoie în tot ce faci, înseamnă viață și pace, nu moarte. Pentru că observați dacă citiți, Gedeon îi spune în esență lui Dumnezeu, mă duc să-mi pregătesc darul, îl aduc și apoi după ce se derulează tot evenimentul ăsta și își dă seama Gedeon că vorbește cu Dumnezeu, zice în versetul 22, văzând, Gedeon văzând că fusese îngerul Domnului a zis, vai de mine! Am văzut pe Îngerul Domnului față în față. Se aștepta Gedeon ca asta să fie ultimul lucru. Și Dumnezeu îi spune, fii pe pace, nu te teme căci nu vei muri. Dumnezeu, nu știu dacă am învățat, dragilor. Că atunci când ne cheamă, după ce ne o cheamă Dumnezeu, trebuie să ne învețe prima lecție, întotdeauna, și asta înseamnă să ne arate că el este viață și pace. Dumnezeu când te cheamă, nu te cheamă să te nimicească. Privește-l pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care îți vrea binele, vrea să te învețe și să te maturizezi. Înseamnă să înțelegi că el este viață și pace. Ce bine ar fi dacă am înțelege că Dumnezeul căruia îi slujim noi este un Dumnezeu al vieții și al păcii. Da, este și un Dumnezeu al dreptății. Și dreptatea lui Dumnezeu este cea care se manifestă de multe ori în viețile noastre. Dar nu uitați, Dumnezeu este dragoste și, dragoste și dreptate în același timp. Cine învață de fapt prezența lui Dumnezeu? Și faptul că prezența lui aduce pace și viață. Câteva lucruri mi le-am notat aici și aș vrea să, să vi le spun că sunt prea frumoase să trecem peste ele. Prezența lui Dumnezeu care aduce pacea în viața noastră și o viață spirituală înseamnă, în primul rând, că El e binevoitor față de gândirea noastră măruntă. Observați, nu știu dacă în citirea textului vă dați seama ce face Gedeon. Una dintre cele mai frumoase exemple, poate din Biblie, unul dintre cele mai frumoase exemple care vorbește despre bunătatea și finețea cu care Dumnezeu ne tratează, chiar dacă știe cât suntem noi de mici și știe cât este el de mare. Gedeon îi spune lui Dumnezeu: Dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn, versetul 18: Nu te depărta de aici până mă voi întoarce la tine să-mi aduc darul. Gedeon a intrat în casă. A pregătit unie, știți ce îi spune de fapt Gedeon? Îi spune lui Dumnezeu, stai te rog frumos aici, până mă duc să-ți pregătesc ceva de mâncare. Iar Dumnezeul Universului, în esență, îi spune, hai că te aștept, du-te și fă-ți treaba și te aștept. Dumnezeul îi face acest favor și stă după el. Creatorul, marele arhitect al Universului, al lumilor văzute și nevăzute, așteaptă afară până când Gedeon pregătește un ied și o oală de supă. Nu știu dacă v-ați gândit la asta. Stai, te rog frumos până aici, stai, te rog aici, nu pleca, că mă duc repede să-ți gătesc ceva. Știți că Dumnezeu ne învață prin faptul că prezența Lui este viață și pace, ne învață că El e binevoitor când avem o gândire așa de măruntă. Știți ce cred că îi zice Dumnezeu lui Gedeon? Cheteon, e ok, dacă asta este ceea ce înțelegi, uite, stau până când vii. N-avea nevoie Dumnezeu să mănânce o pulpă de ied și nici să mănânce ciorba lui Cheteon. Pentru că observați când o aduce afară, zice, o pun eu aici, ca asta va fi o jertfă pentru tine. Dar dragostea lui Dumnezeu, prezența care trebuie să o înțelegem, care ne aduce viață și pace, înseamnă că uneori Dumnezeu se uită cu bunăvoință, chiar dacă gândirea noastră e așa de măruntă. Oare de câte ori, dragilor, nu gândim așa de mărunt în fața unui Dumnezeu atât de mare? Dumnezeu ce face? Te disprețuiește? Nu. Dumnezeu nu zice, mă, ești prea mic ca să înțelegi tainele Universului. Păi ăsta au venit și zis, Doamne, pot să-ți aduc ceva de mâncare? Nu știu, poate ți foame, ai venit de la drum. Nu? Stai un pic, te rog, aici. Stai, șezi aici, jos, sub stejarul ăsta, ea nostru, și vin imediat. Durează ceva timp, nu? Până pregătești un o friptură, o ciorbă, nu se face cât bați din, din palme. Dumnezeu stă și ascultă și așteaptă. Dumnezeu, dragostea Lui, prezența Lui te învață că El e binevoitor, chiar și când noi gândim așa de mărunt. Prezența Lui ne învață că trebuie să înțelegem că El ne vrea binele. După ce aduce jertfa aceasta și Gedeon zice vai, am văzut pe Domnul, îi spune Domnul fii pe pace, nu vei muri, ce ai făcut este bine. Și mai e ceva, dar după asta, prezența lui te mai învață un lucru și asta aș vrea să reținem, pentru că e foarte important. Prezența lui te învață și te ajută să înțelegi costul relației cu Dumnezeu. Observați că după ce s-a coborât focul, după ce îngerul s-a făcut nevăzut, știți ce zice Biblia? Gedeon a zidit acolo un altar Domnului și a pus numele Domnul Păcii. În esență, altarul pentru Gedeon și generațiile după el avea să însemne. l Am văzut pe Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu, într-adevăr, este pace. M-a învățat să nu mai gândesc mărunt. M-a învățat că îmi vrea binele. Dar m-a învățat că relația cu el costă. Dragi frați credincioși, așa să nu uitați că Gedeon zidește un altar. Altarul vine întotdeauna, sau trebuie să vină în viața noastră, după ce ne cheamă Dumnezeu. Prima oară e chemarea, descoperirea lui Dumnezeu și pe urmă altarul. Întâlnirea noastră cu Dumnezeu trebuie să conducă la un altar. Altarul va rămâne întotdeauna simbolul închinării care costă. Pe altar ce se punea era mistuit de foc. Vreau să vă spun că jertfele adevărate pentru Dumnezeu au costat întotdeauna în Biblie și vor continua să coste și astăzi. Vrei să-i aduci o jertfă lui Dumnezeu? Să știi că ea costă. A vrut să-L învețe Dumnezeu pe Gedeon lecția aceasta și ea e și pentru noi. Prezența Lui, da, aduce pace și viață, dar prezența Lui costă. Altarul are un preț. Prezența Lui Dumnezeu are un preț. Oare generația noastră mai știe și e de acord să plătească prețul prezenței lui Dumnezeu. Dacă vrei ca Dumnezeu să fie prezent în viața ta, frate și soră, dragi tineri, asta costă. Oh, Nu-ți nu cere nimeni portofelul. Nu-ți cere nimeni mașina. Însă e vorba de altar. Știți ce se aduce pe altar? Cât e o jertfă. Se cobora foc. Și aș vrea să mai vorbim despre încă un lucru. După ce... Dumnezeu îl cheamă atât de frumos pe Gedeon, chiar dacă nu era el calificat, după ce Dumnezeu îi arată că prezența lui este ceva ce aduce pace. Se mai întâmplă ceva, începând cu versetul 25 până la 27, de fapt versetul 25 și 26, Dumnezeu îi dă o poruncă expresă, la care aș vrea să ne mai oprim pentru câteva minute. Zice, în aceeași noapte Domnul a zis lui Gedeonia, ia vițelul tatălui tău și un alt aur de șapte ani. Dărâm altarul lui Bal, care este al tatălui tău și taie parul închinat a startei care este deasupra. Să zidești apoi să întocmești pe vârful acestei stângi un altar Domnului Dumnezeului tău. Știți că prima dată Dumnezeu te cheamă și după ce ai înțeles chemarea Lui, în prezența Lui îți construiești un altar pe care aduci jerfe. Dar niciodată să nu te oprești acolo. Asta este tragedia generației noastre. Dumnezeu ne-a chemat, am zidit altarul și ne-am oprit acolo. După ce ai zidit altarul Domnului în viața ta, mai ai ceva de făcut. Trebuie să dărâm altarul lui Bal din viața ta. Dacă vrei să devii biruitor, dacă vrei ca Dumnezeu să te prelucreze până acolo încât să te poată folosi, nu uita că mai ai de făcut încă un lucru, să dărâmi altarele lui Bal din viața ta. Și acesta e al treilea punct din mesajul meu și sună așa, Dumnezeu ne folosește în public, abia după ce ne-am făcut curat în viața privată. Vrei ca Dumnezeu să te folosească public? Fă-ți curat în viața ta personală. Vrei ca Dumnezeu să facă din tine un biruitor? Și un slujitor, în mod public, foarte bine, e nevoie de slujitori. Pe atâtea planuri e nevoie de slujitori. De fapt, lipsa slujitorilor nu face decât să împlinească ce spune Scriptura. În vremurile din urmă, secerișul va fi mare, dar lucrătorii vor fi puțini. Știți de ce sunt puțini? Pentru că e un preț, costă. Tuturor ne place să ne cheme Dumnezeu și ne spune că suntem vite viteji. Tuturor ne place Dumnezeu să ne arate miraculosul prezenței Lui. Să ne învețe că El e mare și noi suntem mici, gândirea noastră e așa de măruntă. Dar câți dintre noi suntem dispuși să dărâmăm altarele lui Bal din viața noastră? Avei zice, dar eu n-am niciun altar al lui Bal, eu nu mă închin Vom vorbi în câteva minute despre idolii moderne ai generației noastre, dar până atunci nu uita că Dumnezeu te va folosi public doar după ce ți-ai făcut curat în viața privată. Vine Dumnezeu la Gedeon și îi spune, Gedeon, ești viteaz, da, ai curaj, te-am ales, tu ești omul, tu vei izbăvi într-o zi pe Israel ai văzut prezența mea și ai trăit, știi că în prezența mea este viață, prezența mea aduce viață și pace, ai văzut minuni, dar mai e ceva de făcut, Gedeon, dărâmă altarele lui Bal. Poate un lucru simplu, dar Gedeon l-a înțeles și anume că Dumnezeu nu te ține sau nu te menține în confortul slăbiciunilor tale. Gedeon a dărâmat altarul lui Bal din casa tatălui său, pentru că dacă vrei să te consacri pentru Dumnezeu, schimbarea începe de la tine și din casa ta. Acolo trebuie să dărâmi. A făcut-o cu teamă, a făcut-o noaptea, pe că ați fost atenți la citire. Mulți dintre noi ne-am pocăit sincer și îl urmăm sincer pe Dumnezeu. Avem întrebări, avem temeri, știm ce avem de făcut, dar câți dintre noi am avut curajul? Câți dintre noi am avut curajul să dărâmăm altarele lui Bal din viața noastră? Ești pocăit, nu mă înțelegeți greșit. Ești membru al bisericii de multă vreme, Slujești, poate. Ți-ai făcut un altar unde aduci o jertfă Domnului din când în când. Nu asta e întrebarea. Întrebarea e ce ai făcut cu altarele lui Bal din viața ta. Cum ne curățim viața privată? Cu aceste gânduri vreau să închei. Cum ne curățim viața privată ca să putem să fim folosiți de Dumnezeu în viața publică? Citiți acasă Romani, capitolul 12, e un pasaj foarte frumos, care ne învață să cu mentalitatea lumii. Primele două versete din Roman, capitolul 12. Înoirea minții, ca să înțelegem voia lui Dumnezeu. Punerea deoparte pentru Dumnezeu. Înțelegeți, dragii mei, că pentru a sluji trupul lui Hristos, trebuie să faci ceva prima dată în trupul tău. Trebuie să te aduci ca o jertfă vie, plăcută, înaintea lui Dumnezeu. Cum facem asta? În primul rând, cum ne curățim viața privată? Renunță la idolatrie. Ce înseamnă idolatria? Știu că e un termen dur, poate unii dintre voi nici nu știți ce înseamnă. Idolatria înseamnă, adică generația noastră, o spun, o spun doar din punct de vedere etimologic al cuvântului. Ce înseamnă un idol? nu știu, generația noastră nu mai folosește cuvintele astea. Ce înseamnă un idol? O statuietă de 30 de centimetri din bronz cu nu știu ce forme? Da, și ăla este un idol, dar nu despre idolii ăștia vorbim. Idolul în accepțiunea Bibliei este orice lucru sau orice persoană pe care tu o iubești mai mult decât îl iubești pe Dumnezeu. Idolatria înseamnă orice lucru, orice activitate, orice persoană care ia locul lui Dumnezeu din viața ta. Dumnezeu a poruncit în mod expres să nu ai alți Dumnezeu afară de mine. Asta înseamnă. Să nu fii idolatru, adică Dumnezeu să aibă locul întâi în viața ta. Ce înseamnă să-ți faci curat în viața privată, ca Dumnezeu să te poată folosi în viața publică de slujire? Înseamnă să renunți la idolatrie. Pot să identific împreună cu voi câțiva idoli ai generației noastre? Idol ai modernismului nostru. Modernismul nu-i rău, nu mă înțelegeți greșit. Să creadă cineva că am ceva cu, cu generația. ne bucurăm din plin de tot ce este progres tehnologic. Nu vreau să mă plim cu căruța prin oraș, da? Nu vreau să-mi fac lumină în casă cu felinarul sau cu lampa de petrol sau de gaz sau cu opaițul. Nu, 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 nu la asta mă refer. Dar vreau să înțelegeți că vremurile noastre au schimbat și idolatria. Câțiva idoli. Știți că unul dintre cei mai mari idoli ai generației noastre, ai vremurilor noastre, poartă numele de imagine proprie. E o formă de narcisism dus la extrem. Suntem generația care pune totul pe imagine. Se numește cultul personalității. De asta ne facem postări de toate felurile și așteptăm like tuturor. Dacă cineva nu-ți dă like la cele 30 de poze pe care le-ai făcut din aceeași poziție, ești consumat. N-ai nevoie de like-ul nimănui ca să fii cine ești, dragul meu. Nu te mai închina atât de mult imaginii tale. Știți și o pățit cel care s-a uitat în luciul apei încercând să se admire? Atât de mult s-a uitat încât s-a necat în apa care până la urmă a fost fatală cultul personalității. Uitați-vă la generația în care trăim. Simțim nevoia să avem staruri, simțim nevoia să avem oameni pe care să-i copiem și a căror fani să fim. nu e nevoie să fii fanul nimănui. Ce ar fi să fii fanul Domnului, nu? Ce ar fi? Știți că nici acolo, nici asta nu-i bine. Că Domnul Isus le zice la un moment dat evreilor care au crezut în El, în Ioan capitolul 8, voi sunteți doar fanii mei, pentru că voi ziceți că veniți din Avram, că aveți o descendență valabilă, dar nu faceți ce vă spun eu. Hristos are nevoie de fii și fiice, nu de fani. Da? Dar generația noastră se închină imagini, Dăm totul pe imagine, nu cumva cineva să-mi șifoneze ce? Imaginea. Încercăm să ne protejăm cu orice preț imaginea, călcăm orice în picioare numai ca să rămână imaginea noastră intactă. Dați-mi voi să vă spun ceva, nu imaginea trebuie să-ți o protejezi, integritatea. Că imaginea ta Va fi șifonată dacă integritatea ta e stricată. Dați-mi voi să vă spun că dacă noi ne păzim integritatea față de Dumnezeu, Dumnezeu are grijă de imaginea noastră. Nu te mai lăsa consumat de imagine, să fii bine, să arăți bine, să, să ai o, o prestanță publică bună, doar fii natural, fii tu însuți. Da, Ăsta e unul dintre idolii care ne consumă. Ne consumă timpul, dorința, pasiunea. Dacă unul are like-uri mai multe decât noi, suntem supărați. Ne mai consumă un alt idol, se numește aspectul fizic. E legat de imagine. Nu trebuie să cauți prea mult, să găsești reclame la tot felul de produse care te schimbă. Nu? Așa. Uh. Industria cosmetică e una dintre cele mai de succes pe plan mondial. Știți de ce? că ne promite următoarea cremă minune, care o să ne șteargă vârsta de pe față. Dragilor, haideți să nu mai tratăm bătrânețea ca o boală. Vă rog din suflet, bătrânețea nu e o boală. Trecerea anilor nu e o boală, e un har. Uită-te înapoi și vezi de unde te-a luat Dumnezeu și unde ești. mulțumește Domnului pentru vremea pe care ți-a dat-o și pentru perspectiva pe care ți-a dat-o. Aspectul fizic ne consumă, mergem la sală, nu-i rău să faci sport, nu mă înțelegeți greșit, aici e foarte sensibil, dar trebuie să vi le spun. Faceți sport, faceți mișcare, dar aspectul fizic nu trebuie să fie Dumnezeul tău. Unii arată mai bine decât alții, asta este, na, și ăștia care nu arată așa bine, ce să facem cu ei? Tu mănânci la regim, abia mănânci și nu merge, nu se vede nimic, altul mănâncă cât vrea și arată nu cunoașteți pe nimeni. Tu te uiți la mâncare și te îngrași. Altul mănâncă cât vrea și nu are nicio treabă. Ne consumă aspectul fizic. Ne trebuie o cremă în plus, un fard în plus. Ne trebuie un fond de ten care să ascundă, să mascheze. Nu mă înțelegeți greșit. Aveți grijă de trupul ăsta, că e Templul Duhului Sfânt. Nu-l neglijați, că veți suferi consecințele. Omul sfânt nu e la care nu face nimic. Omul sfânt este omul care înțelege că trupul ăsta e templul Duhului Sfânt, dar el este supus trecerii și degradării. Puneți cremele pe care vrei să ți le pui, aranjează ce ai de aranjat, dar nu, nu lăsa ca asta să devină focusul vieții tale, pentru că unii pur și simplu se închină acestui aspect. Am mai crescut în greutate cu nu știu câte sute de grame, dar nu-ți lua haine mai mici decât ești în speranța că vei încăpea în ele într-o zi, da? Asta e o utopie, da? Le cumperi după dimensiune. Imaginea fizică, aspectul, mai ceva, divertismentul. Ne consumă divertismentul. Ne închinăm industriei divertismentului. Din nou, frați și surori, înțelegeți că divertismentul uh, face parte din viața cotidiană Putem admira frumosul, dar nu trebuie idolatrizat. Poți admira arta, poți admira ce-i frumos, dar nu lăsa ca divertismentul să te conducă. Da? Pentru că industria asta, pe exact pe nișa asta, marjează. Trebuie să fim entertained, da? Asta este ideea. Distrați în mod continuu, că altfel omul modern se plictisește. Dragilor, haideți să înțelegem că e un pericol. confortul, doar câteva. Mă opresc la, la confort. Știți că confortul este um, ceva căruia generația noastră se închină ca și mod de viață. Trăim o viață confortabilă, sunteți de acord cu mine? Dacă nu mă credeți, și dacă nu sunteți de acord cu mine, conform unor statistici recente, generația noastră trăiește cel mai bine dintre toate generațiile documentate istoric din ultimele secole. Adică, simplu spus, trăim în cel mai mare confort de când se știe omenirea. Așa ar trebui să-i mulțumim Domnului. Dar n-ar trebui, oh, dacă nu-i pornit clima, nu ne mai cumpărăm nicio mașină dacă n are. Uh, un mediu de climă, vechea clima mașinii nu mai merge. Știți care era cea mai veche clima mașinii? Geamul dar jos așa, vara murei de cal și iarna murei de frig, mașinile alea vechi, da? Haideți să înțelegem. Cum poți să-ți cureți viața privată? Scapă de tot ce înseamnă idolatrie. Ai curajul să nu te mai întorci la compromis. Și cu asta pun punct mesajului meu. Observați, că îmi place tare mult că vine, uh, vin cei din cetate și îi spun lui uh, familiei uh, lui Gedeon, cine a distrus uh, altarul lui Bal? Păi Gedeon s-a trezit. Să moară Gedeon și observați tatălui. Îmi place reacția tatălui. Păi dacă Bal este Dumnezeu, să se apere el. Dacă cu adevărat crede că e Dumnezeu. Mi-a plăcut de faptul că tatăl lui Gedeon nu s-a întors și nu s-a compromis. Așa să închei provocându-vă în această seară. Cum ne prelucrează, cum ne modelează Dumnezeu? În primul rând, nu uitați, în care fază vieții sunteți? Sunteți chemați de Dumnezeu și poate vă simțiți neadecvați chemării? E bine, sunteți unde trebuie. Poate că ați ajuns, ca și Gedeon, să vă bucurați de prezența lui Dumnezeu. Și prezența lui Dumnezeu trebuie să învățați că vă aduce pace va duce viață, sau poate asemenea lui Gedeon. După ce a reușit să construiască altarul, Dumnezeu i-a spus Gedeon, înainte să poți face lucruri mari pentru mine. Și dacă veți citi mai departe, n-am continuat cu citirea pasajului, dar acolo sunt detalii despre modul în care Dumnezeu îl folosește pe Gedeon. Dar când îl folosește? Dumnezeu te folosește public, abia după ce ți-ai făcut curat în viața privată. N-ați vrea... Să purtăm aceste gânduri în mintea noastră, să ne identificăm unde suntem și să spunem: Doamne, m-ai chemat, sunt privilegiat să fiu chemat de tine. Mi-a arătat și prezența ta. Și în prezența ta știu că este pace, este împlinire. Spunea psalmistul că înaintea feței tale sunt bucurii nespuse. Sau poate că ești la momentul vieții tale în care Dumnezeu îți zice: Până aici totul e bine mai e doar de dărmat altarului Bal din viața ta. Tot ce constituie, orice lucru care ia prezența lui Dumnezeu sau ia locul lui Dumnezeu, trebuie scos de acolo. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. În orice faza modelării, a prelucrării pe care Dumnezeu o face în viața noastră, ca atunci când Dumnezeu va termina cu noi, să fim acel vas de cinste folositor stăpânului nostru. Amin.